Live ziua 31 de război. Ardamente puternice în Liviu, orașul Cernihiv, înconjurat de armata rusă. Civilii nu pot fi evacuați, proteste în Slavutici. Orașul muncitorilor de la Cernobile, ucraineni au lansat o contraofensivă în Harkov. A doua lună de război începe cu disputa Hersonului între ucraineni și ruși. Așa cum arată un oficial din apărarea SUA, Herson este unul dintre cele mai ardate orașe ucrainene, alături de Mariupol și Harkov. Între timp, ONU primește tot mai multe informații despre gropile comune care sunt săpate în Mariupol pentru a îngropa victimele ardamentelor sălbatice ale rușilor. Volodymyr Zelensky susține că în prima lună de război Rusia a pierdut 16.000 de militari. Emmanuel Macron, aflat în campanie electorală pentru al doilea mandat prezidențial, a anunțat o nouă rundă de discuții cu Vladimir Putin pentru a stabili condițiile unei operațiuni umanitare excepționale pentru evacuarea civililor din Mariupol. În timpul vizitei din Polonia, Joe Biden l-a numit din nou criminal de război pe liderul de la Kremlin. Cele mai importante evenimente ale zilei de sâmbătă, 26 martie. Ora 19:30, Joe Biden, în Polonia, să nu vă fie teamă. Asta a spus Papa Ioan Paul al II-lea, credința străbate cel mai bine în întuneric, trebuie să ne pregătim pentru o luptă îndelungată, suntem alături de voi, punct. Ora 19:16, ca urmare a ardamentelor de artilerie efectuate de forțele armate ruse, monumentul Menorah de la intrarea în complexul memorial Drobitski iar a fost avariat, transmite Jerusalem Post. Ora 18:58, orașul ucrainean Cernihiv, la aproximativ 120 de kilometri nord-est de Kiev, este înconjurat de forțele ruse și este practic imposibil să se evacueze masiv civilii și răniții, a avertizat sâmbătă primarul orașului, Vladislav Atroșenko, relatează AFP. Detalii aici. Ora 18:52, Germania ia măsuri penale împotriva folosirii literei Z, un simbol al susținerii războiului lui Putin în Ucraina. Detalii aici. Ora 18:51, Osetia de Sud, o republică autoproclamată în urma unei secesiuni în Ihorihia, anunță sâmbătă că a trimis militari în Ucraina să ajute la apărarea Rusiei în cea de-a 31, a zi a invaziei ruse a Ucrainei, relatează AFP. Ora 18:42, cel puțin 5 răniți la Liviu, în două atacuri aeriene ruse, anunță guvernatorul regional Maxim Kozetski. Detalii aici. Ora 18:12, președintele american Joe Biden a declarat sâmbătă, la Varșovia, că nu este sigur că anunțul Rusiei de a-și concentra ofensiva asupra zonei Donbass înseamnă o schimbare a strategiei sale în Ucraina, relatează AFP. Ora 18:03, Volodymyr Zelensky s-ar afla în negocieri cu organizatorii premiilor Oscar pentru a intra prin videoconferință în Seara Galei. Detalii aici. Ora 17:30, video Joe Biden îl numește măcelar pe Putin într-o întâlnire cu refugiați ucraineni din Polonia, Heza Baker. Detalii aici. Ora 16:57, portarul echipei PSG, Kilor Navas, găzduiește 30 de ucraineni care au fugit din țara lor după ofensiva Rusiei începută la 24 februarie, anunță cotidianul Sport, citat de Le Figaro, transmite News.ro. Ora 16:56, președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a afirmat în timpul vizitei pe care o face duminică în Polonia că stabilitatea Europei are importanță critică pentru Statele Unite, el arătând că aceasta este învățătura pe care SUA au tras-o după cel de-al doilea război mondial, transmite News.ro. Ora 16:45, președintele rus, Vladimir Putin, a semnat o lege care crește de 3 ori taxa pentru mașinile de lux, de la 3 milioane la 10 milioane de ruble, transmite ziarul cu profil economic din Rusia Comersant.ru. Legea intră în vigoare de la 1 ianuarie 2022, adică retroactiv. Detalii pe G4 Media. Ora 16:33, datele Ministerului Muncii și Afacerilor Sociale din Cehia arată că întreprinderile au angajat deja peste 7.400 de refugiați ucraineni, transmite Prague Morning CZ. Detalii aici.
Ora 16:03, președintele american Joe Biden a reafirmat sâmbătă, la Varșovia, că articolul 5 al tratatului NATO, care prevede că un atac vizând un stat membru este un atac împotriva tuturor statelor membre ale Alianței Nord-Atlantice, constituie o datorie sacră a Statelor Unite, relatează AFP, citată de News.ro. Ora 16, Polonia își asumă o responsabilitate semnificativă în criza umanitară cauzată de războiul din Ucraina, a declarat președintele american Joe Biden în timpul unei vizite la Varșovia sâmbătă, adăugând că lumea ar trebui să contribuie la reducerea poverii, transmite The Guardian. Ora 15:49, periferia din vestul și estul capitalei ucrainene a fost vizată de tiruri de obuze sâmbătă, anunță administrația militară a regiunii Kiev, iar forțe ruse înaintează în unele districte, relatează CNN, citată de News.ro. Ora 15:20, forțe ucrainene au lansat o contraofensivă în zona orașului Harkov, al doilea cel mai important oraș ucrainean, anunță sâmbătă oficial locali, relatează CNN. Ora 14:52, Ucraina a primit angajamente suplimentare de securitate din partea Statelor Unite cu privire la dezvoltarea cooperării în domeniul apărării, a declarat sâmbătă ministrul său de externe de Dmytro Kuleba. Detalii aici. Ora 14:50, primarul orașului ucrainean Cernihiv, care se află la jumătatea distanței dintre Kiev și granița cu Rusia, a spus că populația s-a redus de peste jumătate de la invazia Rusiei în Ucraina, transmite CNN. Ora 14:43, trupele ruse au intrat în orașul Slavutici, la nord de Kiev, o mișcare care a stârnit proteste în rândul sutelor de civili ucraineni. Slavutici a fost construit pentru muncitorii centralei nucleare de la Cernobil, după ce dezastrul din 1986 a lăsat zona nelocuită, transmite CNN. Ora 14:42, într-o adresă video de vineri, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că armata țării a dat lovituri puternice Rusiei, transmite CNN. Ora 14:38, într-o declarație pe Telegram, Klitschko a declarat că interzicerea circulației pe care o anunțase cu puțin timp înainte și care trebuia să înceapă sâmbătă la ora 2 și să dureze până luni la ora 7 nu va fi introdusă, transmite CNN. Ora 14:18, o echipă de scafandri turci au recuperat din Marea Neagră un obiect similar cu o mină, a cărui prezență fusese semnalată de pescari. Detalii aici. Ora 14, Joe Biden s-a întâlnit în Polonia cu miniștrii ucraineni ai apărării și de externe. Detalii aici. Ora 13:30, Vladimir Putin a semnat o lege prin care participanții la operațiunea specială din Ucraina sunt considerați veterani de război. Detalii pe G4 Media. Ora 12:52, primarul Kievului, fostul campion la box Vitali Klitschko, a anunțat sâmbătă că în seara zilei, în capitala ucraineană, va începe o nouă stare de asediu care va dura până luni dimineața, informează AFP și. Detalii aici. Ora 12:42, vicepremierul ucrainean Irina Vereșciuc a anunțat sâmbătă că s-a ajuns la un acord privind crearea a 10 noi coridoare umanitare pentru evacuarea civililor din localități aflate pe linia frontului. Ora 12:30, guvernatorul Kievului, Oleksandr Pavliuk, a anunțat că forțele ruse au preluat controlul asupra orașului Slavutici, unde locuiesc muncitorii de la fosta centrală nucleară de la Cernobil. Ora 12:15, 10 de oficiali, jurnaliști și activiști ucraineni care se opun invaziei ruse a Ucrainei au fost deținuți arbitrar de forțe ruse sau au dispărut, denunță ONU, care consideră că unele cazuri par să fie luări de ostatici, relatează AFP. Ora 11:48, ucrainenii susțin că au capturat-o pe Baghera, o lunetistă sârbă care lupta de partea separatiștilor proruși în Donbass încă din 2014. Povestea misterioasă a fostei călugărițe condamnată pentru trafic de droguri, pe G4 Media. Ora 11:20, cunoscutul chef Adrian Hădean gătește pentru refugiați, în Vama Sighet și în București, un proiect social cu mai mulți parteneri din public și privat. Detalii aici. Ora 11, casele unor importanți activiști ruși antirăzboi au fost vandalizate, inclusiv cu inscripții antisemite de Moscow Times. Detalii aici.
Ora 10 și 46 de minute, consilierul ministrului ucrainean de interne susține că Sergei Shoigu a făcut infarct și se află în spital. Ministrul rus al apărării nu a mai apărut în public de 2 săptămâni. Detalii aici. Ora 9 și 29 de minute, peste 70 de atacuri asupra spitalelor, ambulanțelor și medicilor din Ucraina au avut loc de la începutul războiului, iar numărul lor crește zilnic.